Cu ocazia concediilor, în luna august, numărul turiștilor care vizitează Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț crește semnificativ. O mare parte dintre aceștia sunt atrași în special de clădirea în care se află muzeul în prezent, clădire care este de fapt monument de arhitectură și a fost construită între anii 1852-1853. Funcționând inițial ca școală domnească, în această clădire au învățat Ion Creangă și Vasile Conta. În perioada aceasta, la Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț, există un număr important de turiști, fiind și perioada concediilor. De asemenea, un segment al acestora îl reprezintă cei care vin din străinătate, vin în concedii, fie vin să descopere sau să redescopere locurile natale, fie sunt în trecere prin această zonă și doresc să treacă bracul muzeului nostru și să descopere câte ceva din ceea ce găzduim noi aici în interior. Cei mai mulți sunt interesați în mod special de segmentul etnografic al expoziției noastre și, bineînțeles, de un interes deosebit se bucură și micuța expoziție dedicată istoriei orașului Târgu Neamț, care punctează diverse aspecte legate de evoluția acestei așezări urbane din zona subcarpatică a Neamțului. Expoziția permanentă a muzeului cuprinde și obiecte descoperite în urma săpăturilor arheologice desfășurate între anii 1939-1963.